Bune, bune tuturor, vă salut, Fedo, major. O glumă muzicală am hotărât pentru început să dezgheți atmosfera. Pentru cine nu cunoaște Fedo Bernstein pe nume, am poposit de câteva zile la Chișinău, o plăcere pentru mine. A ceva schimbări s-au produs în format? Cine a observat? Da, podoba vasculară s-a schimbat puțin la mine. Vreau să mulțumesc fonatul Andrei Captărencu, care o surpriză armeiască de la București a transmis. Bine, prieteni, am fost rugat să vă salut și dat fiind începutul sezonului festival, vă anunț că, încă nu spun unde, dar la Chișinău, la strada intersecția Veronica Micle cu Blaicu Vârcolac, nu spun unde, va avea loc, nu spun când, pe 25 mai, un festival, nu spun cum se numește, dar va fi un festival mai dulce decât care a fost deja. Bine, organizatorii au venit cu propunerea să numească caleidoscopul dulciurilor sezoniere, dar eu zic că mai puțin mai aterizat, zic de numire ceva. Și ei au zis că, păi stai, că de grabă e luna iunie, hai să numim mai dulce, zic, nicio problemă, foarte de acord, ambele picioare za. Deci m-am băgat în această idee, susțin. Cine are ocazia, fiți cu ochii pe noi, să anunțăm când, unde și când. Deci, la mai dulce sunteți așteptați. Pe final, ca să înveselesc puțin atmosfera, să nu fie stresat, un cântecel. Stenca din spatele meu e doar un simbol. Atât pentru astăzi, mulțumesc că susțineți proiectul, emisiunea Lumina.